Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în taur. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, căci și luna noiembrie se anunță a fi una aglomerată și profundă. Pe 4 noiembrie, planeta Saturn, lordul Carmei, își reia mersul direct în pești, în casa voastră, a 11 -a. Casa 11 are legătură cu idealurile noastre, cu speranțele, cu grupurile de prieteni, cu grupurile sociale din care facem parte, cu viitorul nostru, cum ne planificăm următorii pași. Peștii sunt un arhetip al iubirii necondiționate, al detașării de planul material, al visării, al divinității, dar și al iluziei. Iar Saturn este un arhetip care vorbește despre structură, despre claritate și maturitate. În această perioadă în care a fost în retrogradare, s-ar putea aici Saturn să vă fi adus izolare socială sau să vă fi făcut să vă reconsiderați planurile de viitor. Poate ceva din ce ați stabilit anterior acum nu mai este de interes pentru voi. Sau poate acum planurile voastre de viitor se schimbă pentru că v-ați maturizat, pentru că ați căpătat mai multă claritate, pentru că ați învățat o lecție importantă între timp. Unora dintre voi s-ar putea să vă fie adus în ultima perioadă claritate în legătură cu cine vă este cu adevărat alături. Mai departe, pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în semnul balanței în casa voastră a șasea. Casa șase are legătură cu colegii de serviciu, cu rutina mea, cu sănătatea mea, drumurile pe care le fac zi de zi. Ce fac eu în serviciul celorlalți? Starea mea de bine și sănătatea mea pe toate planurile, dar și mentorii, oamenii pe care îi pot avea alături care să mă poată ajuta în caz de nevoie. Venus este o energie magnetică, este o energie ușoară care ne aduce stare de bine. Este o energie care atrage și aduce lucruri bune, iar balanța este semnul relațiilor conștiente unul la unul. Venus este guvernatoarea arhetipului balanță și vorbește despre frumos, despre egalitate, despre relații echitabile. În următoarea perioadă se anunță vremuri mai bune la locul de muncă, parteneriate mai solide, veți avea mai multă răbdare, veți dori să luați în considerare toate punctele de vedere ale tuturor celor implicați. Veți avea un gust deosebit pentru frumos, unii dintre voi vă veți îngriji de sănătatea voastră sau este recomandat să o faceți. Aveți nevoie de odihnă, de somn, cât timp petreceți acasă, față de cât timp petreceți la locul de muncă. Venus vă ajută să vă echilibrați puțin la nivel de sănătate, la nivel de rutină și să ajungeți într-un punct de armonie, așa cum vă doriți. Tot aici mai înseamnă că s-ar putea ca la locul de muncă să se înfiri pe o idilă, să vă găsiți un partener de viață în cazul în care nu aveți, sau vreun coleg de la locul de muncă să vă placă și voi acum să aflați. Pentru alții dintre voi poate aduce un nou contract de muncă care să fie exact așa cum vă doriți voi, corect și echitabil. Pe 10 noiembrie, Mercur, planeta gândirii și a intelectului, intră în semnul săgetătorului în casa voastră a opta. Casa opta vorbește despre banii celorlalți sau despre resursele noastre împărtășite, despre siguranța în intimitate, despre sexualitate, putere, asigurări, de tot felul, despre pensie alimentară, despre fricile și traumele noastre inconștiente și despre karma personală. Săgetătorul este un semn care oferă vizibilitate completă, imaginea de ansamblu. Iar Mercur este planeta intelectului și a gândirii. Mercur aici vă poate scoate la suprafață fricile și temerile, după cum am spus, pentru ca voi să le integrați și să le depășiți. Vă oferă vizibilitate acolo unde înainte nici nu puteați pătrunde cu gândul. Acest tranzit mai poate însemna semnarea unor noi contracte care să vă ajute să vă dezvoltați dincolo de granița țării în care locuiți. Pe 13 noiembrie avem evenimentul de lună nouă din semnul scorpionului, din casa voastră, a șaptea. Aici semnul scorpionului va fi sub lupă pentru toată lumea, întrucât va avea loc o conjuncție puternică între Marte și Soare în această lună. Casa șaptea este cea a relațiilor conștiente unul la unul, de afaceri, cu ai noștri clienți, cu persoanele alături de care noi avem o relație de lungă durată, cu prietenii noștri cei mai buni. O lună nouă înseamnă intenții noi, un nou drum, trecem la un alt nivel sau vreau acum să fac ceva ce înainte nu-mi doream. Semnul scorpionului într-o vibrație înaltă înseamnă moarte și renaștere, regenerare, o nouă viață, vindecare, într-o vibrație puțin mai scăzută, înseamnă război, înseamnă răzbunare, înseamnă discuții aprinse, poate și ceartă, mister, subiecte tabu. Acum aveți prilejul să vă eliberați de vibrația joasă, să scăpați de aceste lucruri care vă încurcă viața și nu vă aduc fericire. Aici, unora dintre voi vă poate aduce un om alături care să vă ajute pe voi să vă vindecați rănile din trecut, altora dintre voi vă poate aduce acum o intenție clară de a vă hotărâ, de a căpăta claritate în legătură cu relațiile voastre actuale pentru a ști ce aveți de schimbat aici, ce aveți de modificat, cine este sincer cu voi și cine nu. Această lună nouă va fi în opoziție cu planeta Uranus din Taur, din casa voastră întâi. S-ar putea unii dintre voi să aveți parte de surprize, de lucruri la care nu vă gândeați înainte, dar care să producă o schimbare notabilă în viața voastră. Scorpionul înseamnă apă, iar taurul înseamnă pământ. Ceva la nivel emoțional pentru voi în această lună se poate schimba și voi puteți produce această alchimie prin vindecare, printr-o conștientizare profundă și înțeleaptă. Mai departe, pe 22 noiembrie, soarele intră în săgetător în casa a opta. Casa 8 -a, care deja este activată de planeta Mercur, unde, v-am spus că vă puteți extinde peste graniță, unde voi acum veți avea mai multe oportunități în zona financiară, să fructificați contractele pe care deja le aveți, să treceți la o altă etapă, să semnați anexe, să faceți lucrurile într-o manieră mult mai înțeleaptă, găsiți acum detalii și soluții pe care înainte nu le aveați la îndemână. Pentru alții dintre voi aici străinătatea sau extinderea vă ajută. Alții dintre voi puteți acum să oferiți traininguri, seminarii, cursuri pentru cei care doresc să învețe de la voi, întrucât aveți experiența și expertiza necesară în domeniul în care activați. Altora dintre voi vă poate aduce o pasiune intensă, sexualitate, încrederea în voi înși vă și în imaginea voastră. Această energie vă spune ce îți dorești tu cu adevărat? Și veți avea parte de tot soiul de subiecte tabu și discuții sau puteți să descoperiți acum în voi răspunsurile cu sinceritate la întrebările pe care le aveți și care vă macină. Pe 24 octombrie vine și Marte, planeta acțiunii, tot aici în casa opta, în Săgetător. Marte vine cu pasiune multă, vine cu zvâc și impuls într-un semn tot de foc, are foarte multă putere să inițieze, să facă lucruri. Vă veți simți mai pasionali, mai dornici de viață, mai senzuali, căci voi sunteți semnul senzualității. Mai hotărâți să încheiați contracte, să aveți grijă de bugetul vostru și al familiei voastre. Iar pe 27 noiembrie avem parte de evenimentul de lună plină din gemeni din casa voastră a doua. Iată cum axa banilor, axa planului fizic-metafizic, este activată pentru voi în această lună. Casa a doua vorbește despre iubire, stima de sine, bunurile mele, pe ce pun eu preț, valoarea mea, banii mei. Iar gemenii vorbesc despre comunicare, despre intelect, tranzacții, comerț. O lună plină spune finalitate, sau acum văd roadele ultimelor șase luni din viața mea. Trag niște concluzii ce nu-mi convine lasă plece, ce-mi convine repar, fructific, fac o strategie nouă, corectez lucrurile care sunt încă bune de corectat. Unii dintre voi s-ar putea să renunțați la niște tranzacții pe care le făceați sau să renunțați la ceva anume din planul vostru financiar, să-l corectați, să-l ajustați. Poate unii dintre voi nu v-ați făcut bine calculele, însă cu energia din săgetător din Casa 8 -a, veți avea ocazia să corectați chestiunile și lucrurile care înainte v-au scăpat din vedere. Planul financiar va fi activat de drumuri scurte. De discuții multe, de cursuri pe care vreți să le faceți acum să investiți în voi și în dezvoltarea voastră profesională pentru a aplica acea cunoaștere la locul vostru de muncă. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spune energia oracolului. Pentru taur, noiembrie. Avem planeta Pluto. Și transformare. Casa voastră opta este sub lupă, guvernator este Pluto, dar și Marte, care este co-guvernator. Și Pluto spune, ok, trebuie să renunți complet la toate aceste lucruri, fie că îți place, fie că nu, pentru că în fața ta există ceva mai bun. Și tu nu vezi asta. Pluto înseamnă moarte, renaștere, înseamnă putere, înseamnă sexualitate, înseamnă subiecte tabu, mister. Iar pe Pluto voi îl aveți în Capricorn. Pluto până în ianuarie 2024 mai stă în Capricorn, urmând ca ulterior să se mute în vărsător. Voi aveți vărsătorul în casa 10 și Capricornul în casa a 9. -a. Ceva ce are legătură cu străinătatea se activează aici pentru voi, pentru că avem Axa cunoașterii, veți face niște studii sau vreți să faceți niște cursuri, aveți delegații în această lună sau vă specializați într-o direcție anume, într-un anume sector la, la jobul vostru, în cariera voastră. Altora dintre voi vă schimbă puțin structura, vă schimbă puțin convingerea, vă schimbă puțin percepția despre civilizație, despre umanitate, despre credință. Acestea sunt ultimele momente în care Pluto ne oferă o mână de ajutor. Și iată că aici avem planeta Mercur, care este însegetător în casa a opta. Pentru unii dintre voi aici înseamnă reformă financiară. Trebuie să-mi refac planul, trebuie să regândesc toată strategia mea anterioară pentru un viitor mai bun, unde îl am pe saturn în pești, care iese din retrogradare. Alții dintre voi poate aveți credite pe care nu le-ați luat în calcul anterior sau s-a întâmplat ceva la nivel financiar care acum vine sub lupa voastră. Trebuie să reconsider, trebuie să mă asigur în această zonă importantă din viața mea că am un plan bun de atac și un backup, o soluție și un plan de rezervă. Mai departe. Avem biblioteca, cunoaștere să învăț, informație pe care deja o am și o pot aplica, secrete, documente foarte multe. Ceva din trecutul vostru ajunge la o finalitate acum. V-am spus că puteți oferi voi cursuri, puteți învăța voi pe cineva sau puteți atrage în viața voastră un mentor care să vă ajute să structurați informația, să vă descurcați planurile de viitor sau să vă faceți unele foarte sustenabile. Este o lună în care viitorul va fi pentru voi în mintea voastră. Și avem aici leul numărul 17. Care reprezintă steaua în tarot, și avem uh, cuvintele cheie: corectitudine, justiție, devotament, stimă de sine ridicată, autoritate, o figură cu autoritate, un lider. Dar mai avem și mândria, ego-ul aici activat, să aveți grijă la aceste lucruri. De asemenea, energia vă spune că veți depăși niște provocări cu ajutorul unor mentori, cu ajutorul unor oameni cu care voi discutați în această lună și care sunt dispuși să vă ajute, să vă sfătuiască. Sau voi ar trebui să căutați pe cineva sau să vă înscrieți la niște cursuri, să citiți, să căutați informații pentru a vă securiza voi un plan de viitor mai bun. Să vedem mai departe. Relații taur noiembrie. planul material și emoțional. La nivel de relații, avem 8 de spade, roata destinului, pajul de spade și 5 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri aici, aveți un blocaj pentru care aveți o suferință interioară, dar există și informație în subconștientul vostru neaccesată de voi care vă ghidează și vă conduce viața. Aveți fie o pierdere anterioară care v-a marcat atât de profund încât nu puteți merge mai departe, aveți fie o credință care este limitativă și care vă spune că în viață totul este greu, cumva. Însă în această lună aveți oportunitatea să suprascrieți acest program al propriei voastre convingeri că nu puteți avea pe cineva alături. Puteți avea pe cineva alături de îndată ce voi conștientizați că durerea pe care voi o resimțiți sau că până acum în relațiile voastre ați manifestat o karmă personală, care poate fi și de neam, poate fi și colectivă. O schimbare de destin apare aici, în zona de relații pentru voi. Cei care sunteți în relații deja existente, aveți o suferință, și pentru unii dintre voi singurul lucru care vă ține împreună este reprezentat de copii sau de copil. Nu știți cum să faceți, pentru că ați vrea să faceți niște schimbări, căutați niște soluții. Unii dintre voi s-ar putea să vă fi informat deja și despre, despre divorț, despre ce presupune un anume partaj, un anume divorț, o anume separare. Chiar dacă vă doare sufletul, considerați că acest lucru este cel mai bun. Cu activitatea din Casa 8 veți primi răspunsurile dacă este bine să faceți acest lucru sau dacă nu, pentru că doar voi le știți. Acea casă este una a subconștientului de unde voi. Vă veți răspunde singuri la întrebare. Pentru alții dintre voi, aici veți depăși o lungă perioadă de timp în care ați avut obstacole și piedici în relație, în care poate partenerii voștri s-au purtat imatur, sau voi, pentru că și noi de multe ori ne purtăm așa și se întoarce roata, începe pentru voi o perioadă mai bună, mai prosperă mai plină de armonie în viața voastră. Iar pentru cei care sunteți în separare, să știți că este momentul să dați uitării, sau vi se recomandă că este momentul să dați uitării acele iluzii. Unii dintre voi ați rămas într-o iluzie, într-o speranță de șartă acolo și destinul intervine aici pentru voi, pentru a vă aduce altceva bun, dragoste, vedeți, cu energia aceea din scorpion, vă aduce ceva neașteptat. Ce lăsați voi deoparte? 8 de cupe, da, veți lăsa în urmă acest 5 de cupe și durerea uh, și cei singuri și cei într-o relație și cei care sunteți separați, cei singuri cumva veți vedea că se mișcă lucrurile în favoarea voastră și că este timpul și momentul să vă iubiți și pe voi înși vă și atunci când noi ne respectăm pe noi, nu avem cum să nu ne respectăm și aproapele pentru că este implicit, dacă eu sunt om bun cu mine, sunt și om bun cu tine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, veți lăsa deoparte, v-am spus, unii dintre voi relația sau vă gândiți să o faceți cel puțin, iar alții dintre voi voiți lăsa deoparte tristețea și durerea și vă îndreptați către un orizont mai luminos. Iar cei care sunteți separați, Aici, foarte mulți dintre voi, veți găsi așa cu mintea limpede de răspunsul la niște întrebări pe care le aveți acolo. Dacă mă mai iubește, ce face, mă mai vrea, nu mă mai vrea, vă veți răspunde la această întrebare. Ideea este că aici, voi, prin propria voastră intenție, foarte mulți vă veți îndepărta de speranțe deșarte. Saturn iese din retrogradare în pești și veți spune gata, stop joc, acum e clar. Aici avem 8 de băte, casa opta care este foarte activă pentru voi și care vă poartă pe noi meleaguri, la propriu și la figurat. Fie cunoașteți pe cineva din altă țară, fie partenerii voștri au legătură cu alte țări, nu sunt din acest loc, fie începe să comunicați mai mult, să vorbiți despre sentimentele voastre, despre ceea ce vă doare pentru a fi integrat alchimizat și pentru a vă merge mai bine în relații de acum înainte. Și roata destinului va duce asul de băte care este focul cosmic, care este puterea din noi să depășim lucruri. Cei care sunteți singuri veți vedea că poate apărea cineva în viața voastră care să vă aprindă călcâiele, să vă aprindă pofta de viață, să vă îndrăgostiți nebunește. Cei care sunteți în relație aici vouă vă lipsește pasiunea și vedeți aveți un 8 de băte și un as de băte, dar împreună ni-l dau pe nou de băte o istorie lungă în care s-a tot repetat Aceeași poveste. Se închide un ciclu de 9 ani pentru foarte mulți dintre voi aici în care trebuie să luați o hotărâre. Ce facem? Stăm împreună pentru că avem copii, dar între noi este ca și când am fi singuri fiecare separat sau reluăm această conexiune și avem mai multă grijă unul de celălalt. Există o șansă aici de reaprindere a scânteii dintre voi doi, dar doar pentru cei care mai au încă un drum împreună, doar pentru cei care. Au un sens spiritual în această viață. Și aici avem regele de cupe. Iubire! Iubire! Foarte mulți dintre voi în această lună vă veți simți iubiți, apreciați fie de voi și vă fie de cei care vă sunt alături și acea energie din casa opta va fi una de alchimizare, dar și energia din zona relațiilor din casa șaptea, unde voi aveți scorpionul, luna, nouă, marte, soare, în opoziție cu Uranus. Pentru foarte mulți dintre voi apare o surpriză, ceva neașteptat aici, de la drum din străinătate, de la cineva nou în viața voastră, o idilă, o scânteie. Ca o relație noiembrie, avem nuntă sau uniune, căsătorie, să fim bine împreună. Cei singuri puteți cunoaște pe cineva, vedeți cu care să intrați într o relație de lungă durată pentru că se produce luna nouă în casa care reprezintă și căsătoria. Pentru cei care sunteți deja căsătoriți sau într-o relație de lungă durată, puteți trece la următorul nivel, vă puteți repara unii dintre voi relația, dar cu o discuție foarte sinceră și cu această pasiune, poftă de viață și bucurie, unul față de celălalt. Pentru cei care sunteți separați, ori vă dați seama că partenerul pe care voi îl aveți de parte sau de care voi v-ați despărțit a intrat într-o relație cu altcineva, ori vă dați voi seama că vă privați de bucuria vieții și că puteți avea o relație în loc să suspinați de la depărtare, iar altora dintre voi s-ar putea să vă aducă Pluto aici resetarea trecutului, întoarcerea celui drag sau acelei dragi. La nivel de plan material avem judecata, asul de cupe, trei de monede și șapte de spade. Șapte de spade acesta aici vorbește despre niște strategii financiare care n-au dat roade. Am vrut să fac ceva, dar m-am înșelat. Sau am fost înșelat, sau poate am înșelat eu pe altcineva. Totul este posibil. Iar în această lună există împăcare, ocazia să ne remediem disfuncționalitățile din planul financiar. Există ocazia să ne căim dacă am făcut cuiva rău sau cineva să conștientizeze acum dacă ne-a înșelat nouă așteptări și să-și ceară scuze sau să conștientizeze aceste lucruri și bunurile respective să ne revină nouă în posesie. Aici unii dintre voi s-ar putea să fi încercat să faceți o inginerie financiară, dar care nu este una potrivită neapărat pentru voi și în acest moment vă puteți da seama în această lună pentru a o lua pe alt drum. Pentru alții dintre voi, dacă ați avut obstrucții sau dificultăți la nivel financiar, aceasta este o lună în care vă primiți și voi drepturile. S-ar putea unii dintre voi aici să fiți ușor depășiți de niște credite, să vă fi încântat anterior de faptul că ați putut să le luați și acum să regretați, să vă gândiți cum să faceți să scăpați de ele sau să micșorați ratele. Pentru alții dintre voi aici ați fost implicați în niște bârfe care v-au stricat reputația, dar în această lună reputația voastră poate fi limpezită, curățată, imaginea voastră poate fi restabilită. Avem aici un 10 de spade, vedeți, peste 7 de spade. Ceva aici ce s-a întâmplat în zona financiară va necăji foarte tare și puteți în această lună să încercați să reparați, să diminuați, să minimizați aceste daune. Iar aici avem un rege de bute Cineva vă poate ajuta pe voi să faceți aceste lucruri sau pentru alții dintre voi poate însemna un divorț, un partaj, să știți. Uh, unde cea mai bună cale de reușit acolo este curat, fără lucruri ascunse, totul în văzul lumii, cel puțin din partea voastră către partenerii voștri, pentru că aveți mult mai mult de câștigați așa. Taur planul financiar, noiembrie. Creștere financiară, vedeți? Sau poate provocările voastre financiare au legătură cu un copil pentru care aveți nevoie de bani sau trebuie să lucrați aici cu copiii voștri la nivel financiar, aveți costuri foarte mari sau poate unul dintre copiii voștri s-a purtat urât cu voi și în această lună își dă seama. Toate aceste cazuri pot fi aici luate în considerare. Pentru alții dintre voi v-ați sabota cu o credință din copilăria voastră, ați crescut cu gândul că banii poate sunt murdari și nu i-ați vrut. Toate aceste lucruri în această lună pot ieși la suprafață, da? Vorbim despre energia casei a opta, unde aveți foarte multe planete în această lună, care explică ce se întâmplă cu resursele împărtășite de noi toți și cu banii celorlalți. La nivel de plan emoțional, avem 8 de monede, puterea, eremitul și îndrăgostiții. Este o lună de alegeri pentru voi. Ce alegeți? Este o lună în care veți fi foarte gânditori să știți unii dintre voi. Pe de o parte sunteți foarte axați pe zona aceasta materială cum să faceți niște lucruri pentru familia voastră sau pentru a vă face vă pe plac în anumite zone cu anumite dorințe personale pe care le aveți, dar și pentru a remedia ceva din trecut. Alții dintre voi vă faceți un plan de atac, faceți un plan de economie aici foarte bun sau reconsiderați o relație care vă implică pe voi uh, în viitor. Alții dintre voi aici sunteți apăsați de grijile de la serviciu, dar pe care cărțile vă spun că puteți să le depășiți, iar alții dintre voi, cu iubirea, cu sufletul aici, uh, aveți niște apăsări, sunteți cumva izolați sau v-ați refugiat în muncă și acest lucru nu este bine pentru că Venus în balanță în casa șasea vă va spune, vezi că te orientezi prea mult pe partea materială, intri în dezechilibru și asta ți afectează sufletul. Pentru unii dintre voi petreceți foarte mult timp la locul de muncă și copiii voștri au nevoie de voi sau Ok, voi petreceți cât timp trebuie acolo, dar copiii voștri suferă. Iar alții dintre voi veți avea de luat o hotărâre destul de rapid în această lună și voi aveți tendința să refuzați, să amânați un pic momentul. Aici avem șapte de monede. Unii dintre voi v-ați pierdut încredere, alții dintre voi vreți mai mulți bani, vreți o stare mai bună, vreți bună stare financiară, dar nu știți cum să faceți. Veți găsi soluții, uite, regina de monede, pentru că aveți totul sub control, aveți experiență, dar în egală măsură, regina este și cea mai abilă dintre oamenii de la curtea regală, deci ea are o funcție mai înaltă. Dacă vreți o funcție mai înaltă, dacă vreți bani mai mulți, mai aveți nevoie de niște cursuri și de niște calificări. Este ca și când vă mulțumiți cu ceea ce ați învățat acum. 15 ani, spre exemplu, și trebuie să vă faceți un upgrade, trebuie să vă îmbunătățiți puțin în zona carierei sau profesională sau pur și simplu în unde credeți voi de cuvință, pentru că sunteți un pic vulnerabil și ați putea câștiga mult mai bine de atât. Pentru alții dintre voi, atenție la sănătate. Sănătatea voastră aici va fi foarte importantă în această lună, mai ales cu Venus în balanță acolo, care vă spune că ar trebui să vă îngrijiți un pic de voi, să vă faceți niște controle medicale sau să vă verificați voi așa intern, prin intuiție corpul, să vă asigurați că totul este în parametrii normali. Talismanele! Avem pastila pentru liniște. Fie sunteți foarte agitați în, în interiorul vostru, fie în această lună uh, veți avea parte de foarte multă liniște. Dacă ați avut provocări până acum, este momentul să vă relaxați puțin și să luați lucrurile cu calm. Venus în casa 6 va face chestia asta. Dacă vedeți contracte anulate sau drumuri inutile, să știți că era nevoie, dar voi nu vă dădeați seama de aceste lucruri. Alții dintre voi iată cu reflexele, aveți o provocare sau cu picioarele cu genunchii, nu este neapărat obligatoriu, dar este ceva ce ține de articulații. Să aveți grijă în această zonă. Vedeți aici niște calcule. Voi vreți să reparați ceva ce pentru unii dintre voi pare că nu mai funcționează. S-a ajuns în vibrație foarte joasă și deja cu ele ies de acolo de unde au fost asamblate anterior, pentru că este foarte deteriorat ceva din trecut. Puteți repara, da, dar cu energia din scorpion, acea energie vă spune stop și de la capăt. Trebuie să aveți un discernământ foarte bun și să evaluați foarte bine situația, să aveți claritate în ce vă doriți să faceți. Aici avem un iepuraș, un fel de trezire, o vizită care se anunță, un eveniment neașteptat care vă bucură. Aici avem planeta Marte și un caiet. Marte în această lună face ușor ravagii. Este în scorpion, în conjuncție cu soarele și spune aici, în zona de relații, asta este. Uită-te cu sinceritate. Tu ai aici această experiență. Asta s-a întâmplat între voi. O mai vrei sau nu mai vrei? Altora dintre voi va aduce noutate în relații. Vedeți? Un suflet pereche. Abundență și pe plan financiar puteți depăși niște provocări sau trebuie să faceți o strategie financiară pentru că nu ați luat în calcul ceva. Alții dintre voi, legătura cu străinătatea, o idee de extindere sau o călătorie este aici sau să vă întâlniți la jumătate. Este o lună în care voi și tot ceea ce vreți voi, vă întâlniți la jumătate. Trebuie să faceți și voi un pas pentru a atrage ce vă doriți în viața voastră. Atenție unii dintre voi la dulciuri. Pentru că aveți atașamente la mâncare. Kilogramele în plus vin din atașamente, din provocări emoționale. În cazul în care vă regăsiți în această chestiune, iată, este vorba despre stima de sine și despre cât mă iubesc. Este un limbaj al iubirii. Să mănânc mă face să dețin controlul. Când simt că îmi fuge pământul de sub picioare, mănânc compulsiv și nu-mi dau seama. Alții dintre voi. În casa voastră aici veți avea parte de armonie, fie să vă mutați cu cineva, fie cineva vă cere în căsătorie, fie lucrurile se îmbunătățesc în relația voastră. Din nou aici, ideea de străinătate, soarele și absolviți ceva, depășiți o provocare în această lună, fie medicală, fie de orice natură și veți avea o lună mai liniștită așa. Alții dintre voi vă apucați de un proiect nou, ați început ceva în toamnă, atenție, că puteți să vă epuizați la nivel de sănătate, pentru alții dintre voi doriți liniște. Deci această călătorie pentru voi aici merge către liniște. Sau este momentul să vă liniștiți puțin și veți înțelege aceste lucruri pentru că se întâmplă, atrageți evenimente oameni în viața voastră, care toți vă vor semnala acest lucru. Mai iau o pauză. Pentru sănătatea ta, pentru a te bucura și de ceea ce ai deja. Alții dintre voi vă veți bucura de o călătorie pe care o faceți sau cineva vă vizitează, uitați un pașaport. Și aici avem puterea, ca și aici, și uh, cartea de bucate puterea, mă simt puternic atunci când dețin controlul asupra lucrurilor pe care le mănânc sau le fac. Fie aveți un talent culinar de săvârșit în zona gastronomiei, fie trebuie să începeți să faceți lucrurile cu mai multă iubire. Mai multă iubire, să vă descărcați emoțional energia negativă pentru a vă vindeca, pentru a vă repara ceea ce nu funcționează în viața voastră. câteva. Turnul fel O construcție. Ceva, o schiță nouă. Puteți să vă construiți o casă sau să faceți niște reparații prin casă. Cheia. Puteți începe ceva nou. Vedeți, acesta este ciocanul lui Tor. O nouă șansă neașteptată. O nouă iubire. Este ceea ce este. Acceptați ceva. Să vă eliberați de ceva ce nu vreți. Uh, nu tu, eu sunt de vină. Să încercați să nu vă mai acuzați reciproc în relație. Prietenii nu mint, acolo în zona casei 11 unde l-ați avut pe Saturn în retrogradare, în pești, acum v-ați convins, acum poate știți mai bine, vă este mai clar cine vă este alături și cine nu, sau pe cine să vă bazați. Aici avem o lopată, ceva trebuie să plece, trebuie să îngropați ceva pentru a crește altceva. Aici avem un talisman cu un porc care zboară. Ideea de naivitate, este momentul să mă maturizez, este momentul să mă trezesc la realitate, un miel berbecul pentru a începe ceva nou și dopamina, este timpul să acționez. Și în zona de sănătate, și în zona financiară, și în relațiile mele, și să spun ce simt, pentru că la nivel hormonal mă dezechilibrez altminteri. Este o lună foarte bună pentru voi de acțiune, să știți deși toate tranzitele se cam întâmplă în opoziție cu voi, voi îl aveți aici pe Jupiter și pe Uranus în retrograd, iar Uranus acolo va face opoziție cu casa voastră a șaptea, deci niște schimbări în zona de relații sau ceva așa neașteptat se poate petrece. Vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți iubiți, sănătoși și fericiți, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!